cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață. Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am găsit la cafeaua de dimineață, o emisiune pe care încercăm să o facem, dacă se poate, așa, din studio, One Man Show astăzi, până când o să întoarcă Bogdan de la treburile pe care le are. O să vedeți, o să intrăm în direct cu el de la un eveniment deosebit zilele următoare. Până atunci însă să discutăm despre ale noastre. Sunt câteva subiecte asupra cărora vreau să insist astăzi și aș vrea să-mi facă cineva semn dacă totul este în regulă cu transmisia. Dacă totul este în regulă, mergem înainte. Deci, câteva subiecte extrem de importante. Marius, te rog să-mi spui dacă este ok. Da, deci lucrurile merg bine, mergem înainte. Au fost câteva lucruri care nu s-au discutat atât cât ar fi trebuit în spațiu public. Aș fi vrut să încep cu subiectul extrem de important al reorganizării teritoriale administrative a României, dar totuși să vedem ce s-a întâmplat la Piatra Neamț în zilele, ultimele zile. A fost un eveniment care, culmea, s-a desfășurat cu succes. A fost sărbătorit într-un fel așa ziua înfrățirii la Piatra Neamț, 30 de ani de la înfrățirea cu Roan, aglomerația Roan, și semnarea acordului cu sectorul Ciocana din Chișinău. Au venit din câteva orașe înfrățite cu Piatra Neamț, nu din toate, dar cei care au venit, deci cum s-ar spune, puțin veniți, dar buni, iar de data aceasta primăria Piatra Neamț a depășit limitele pe care le avea în organizarea unor asemenea evenimente și, cum să vă spun, a fost un succes ceea ce s-a întâmplat. De aceea, pentru a afla care au fost reacțiile celor care au participat, din punctul de vedere al primăriei, o să încerc, dacă reușesc, v-am spus, sunt singur și la butoane și peste tot, să iau legătura cu primarul Carabela, care în momentul acesta este, dacă nu mă înșel, în aeroport. O să vedem dacă reușim să facem și transmisia, să și discutăm cu domnia sa un minut, nu mai mult. Alo? Bună dimineața, domnul primar! Bună dimineața! Aș vrea, dacă puteți, să ne spuneți, îmi cer scuze, vă iau foarte repede, știu că sunteți ocupat și eu fac emisiunea de unul singur, să-mi spuneți cum a fost până la urmă evenimentul de astăzi, de zilele trecute, ziua înfrățirilor. Cum s-au despărțit cu aspeții? Deja începea să-mi fac griji că mai fi fost și astăzi un eveniment și n-am ajuns eu. Credeți-mă, sunt cu mâinile pe butoane, pe telefon și încerc să fac și transmisie. Felicitări atunci pentru multitasking. Da, deci cum a fost, cum s-au simțit oaspeții la Piatra Neamț? Pot spune eu, ca și gazdă, cu toată sinceritatea, că și pentru mine a fost peste așteptări. Asta și datorită atmosferei pe care au făcut-o oaspeții noștri. Am avut un program foarte încărcat. Este singurul lucru care mi-a fost cumva pus în vedere la următoarele întâlniri, să ne mai lăsăm și puțin timp liber pentru shopping, pentru cumpărături, pentru suveniruri, pentru cei dragi. Nu că nu ar fi avut răgaz pentru aceste activități, dar și-ar fi dorit mai mult. În rest, pot spune că toți au plecat încântați de Piatra Neamț, încântat de faptul că se lucrează foarte mult și că abia așteaptă să vină la următoarea vizită, la următoarea întâlnire, când vom completa. Bun, domnul primar, agenda. Domnul primar, e bine că s-au simțit bine, dar haideți un pic, spuneți-mi, s-au pus și bazele concrete ale unor inițiative care să ducă mai departe întâlnirea asta? Deci nu a fost doar o întâlnire cu rol simbolic și
o întâlnire în care să ne vedem, să ne cunoaștem, ci au fost și idei concrete pe care le-am discutat, de exemplu, în ceea ce privește relația cu Israelul. Vom avea în zilele următoare o serie de propuneri în ideea pe partea românească, către Ministerul Turismului și către ambasadorul Israelului în România, în ideea de a avea o rută de zbor către unul dintre aeroporturile din directe, către unul dintre aeroporturile din nord-estul României, Iași, Bacău sau Suceava, pentru a facilita mai ușor accesul evreilor originari din România și nu numai, care doresc să viziteze obiective turistice din zonă, Piatra Neamțul având un rol foarte important în această rută, tocmai pentru că este cea mai veche sinagogă din această parte a lumii. Francezii? Cu francezii noi am avut, am discutat despre mai multe proiecte comune încă de la Roan, de la vizita pe care am făcut-o noi de data aceasta, undeva prin toamnă. Și cele mai multe proiecte converg către zona de educație, colaborare între școli și licee din Piatra Neamț cu unități educaționale din Roan și în special pe zona de promovare a francofoniei. Domnul primar, vă rog. Vă ascult eu. Liboca, în momentul de față, după cum ne și imaginăm cu toții, este de datoria noastră să fim atenți la nevoile celor de acolo. Am avut o serie de proiecte pe care le-am realizat și cel mai important este vorba despre realizarea unui sistem de alarmare antiaeriană, pentru că orașul cu care suntem înfrățiți din Ucraina, imediat după ce a demarat războiul în statul vecin, am aflat că nu au sistem de alarmare antiaeriană și la un moment dat chiar a fost bombardat un oraș la vreo 60 de kilometri de Liboca. Da. Prima parte a războiului. Când o să vă întoarceți în Piatra, poate ne întâlnim la o emisiune și discutăm mai multe lucruri despre aceste colaborări. Vă doresc drumuri bune, vă doresc drumuri bune și să ne vedem cu bine. O săptămână bună, vă doresc. La fel și dumneavoastră. A fost primarul Andrei Carabela. Pe scurt, pentru că dacă timpul o să-mi permit, o să mai încerc o legătură mai spre finalul emisiunii. Oricum, din relatările celor care au participat, oaspeții au fost foarte, foarte, foarte mulțumiți, s-au simțit bine și asta e de bine, pentru că s-ar putea să se lege ceva, așa cum a fost într-o perioadă când de la Roan chiar s-au făcut, cu Roan chiar s-au făcut lucruri în Piatra Neamț. Bun, mergem mai departe acum și spunem că astăzi este o ediție specială a Mesagerului de Neamț. După Paști nu am ieșit chiar joi, dar dintr-un motiv simplu. Astăzi, în istoria județului și în istoria economico-socială a județului, avem un eveniment. Evenimentul se cheamă 50 de ani de refill. Am ținut în Mesagerul de Neamț să marcăm acest lucru. Am primit din partea celor de la Refill un fel de istorie a fabricii pe care am publicat-o în ziar, povestea noastră, o poveste de succes. Să menționăm că ceea ce au făcut niște oameni atunci când a pornit Refill-ul, și avem o declarație a domnului Luigi Bodo, ministrul Mihai Florescu și Emilio Falco, alături de ministrul Caranfil, au fost vizionari. Ei au gândit înființarea societății mixte Refill la începutul anilor 70, într-un timp când alții nu pricepeau mersul lumii. Așa este. Este un model de cum ar putea să meargă lucrurile în România dacă oamenii pricepuți ar fi lăsați să fie la butoane, lăsați să gândească și să pună la cale lucruri care să meargă înainte. Refill-ul
cu o scurtă întrerupere, atunci când după 16 ani s-a încheiat contractul și a fost pretextul ca societatea să fie închisă, pentru câteva luni a venit evenimentul din 1989 și au repornit lucrurile. Refill-ul este un exemplu de bune practici, în toate, de la pregătirea personalului, de la selectarea oamenilor care să conducă această societate și numai dacă pronunțăm câteva nume, așa, acum din ce le știm noi, l-am amintit pe Luigi Bodo, seniorul Ioan Strătilă, actuala director general Valerica Leonte, mulți oameni de acolo, deci mulți oameni de acolo dovedesc că știu cum să conduc o societate care merge pe principii foarte clare. Adică nu există jumătăți de măsură, nu există, să vă spun eu, hai că merge și așa, las că o facem și așa. Nu, Refill-ul a reușit de la o societate să ajungă la un fel de, hai să-i spunem, mini-holding sau holding în domeniul său de activitate, are mai multe fabrici, rezistă pe piață, este una din puținele societăți de profil care rezistă de atâția ani, ba mai mult decât a făcut și achiziții. Refill-ul este un bun al comunității, pentru că Refill-ul s-a implicat în tot ce a însemnat cât de cât lucru semnificativ în Neamț. Nu vorbesc de teatru, pentru că acolo știm ce au făcut și când merita teatru și când nu merita teatru. Dar au făcut școli, sport, echipe de fotbal, de handbal, volei, tot ce au putut sponsoriza, au sponsorizat, au ajutat. Deci, s-a implicat, a ajutat oameni. Deci, este un exemplu, cum spuneam, puterea exemplului vine de multe ori de la Refill. De aceea nu putem decât să ne scoatem pălăria în fața celor care au gândit, poate domnul Momanu ar merita mai mult decât are acum ca recunoaștere publică în județul Neamț, poate chiar și în Piatra Neamț. Sunt și alte nume care ar merita amintite aici. Nu e cazul. În momentul ăsta poate o să reușim să facem o emisiune cu cineva de la Refill aici în direct și atunci vom putea discuta mai multe lucruri. Dar am ținut neapărat să menționăm acest lucru. Ziarul Mesagerul de astăzi are și câteva materiale care sunt sigur că vor rămâne. De exemplu, sub genericul Cultul Performanței, în nobilare și magie în teatru prin arta video, interviu cu artistul și universitar Andrei Cozlac, realizat de colegul Viorel Cosma, un eveniment care a avut loc, iarăși, evenimente de înaltă ținută au loc în Neamț și nu sunt întotdeauna foarte cunoscute pentru că se adresează unui public extrem de restrâns. La Muzeul de Artă din Piatra Neamț e o expoziție de fotografie și artă video organizată de Complexul Muzeal în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte George Enescu. Ea este deschisă și acum. O puteți vedea, puteți citi despre acest lucru în interviul foarte bun realizat de Viorel. De asemenea, am adus în fața nemțenilor un model de restaurare a unui obiectiv de patrimoniu, Casa Zoller din Iași. Merită să citiți materialul, să vedeți cât de greu se poate realiza un asemenea lucru. Avem și o imagine a ceea ce înseamnă societatea românească de astăzi. Față în față, 7 ani, o lună și 10 zile de închisoare pentru un polițist acuzat de corupție, pe de altă parte, Olimpiada de Educație Tehnologică și Aplicații Practice, un succes în Neamț. Avem ceea ce noi facem de mult timp, promovarea județului prin turism. Chemarea Muntelui este episodul 2, profesor dr. Daniel Diaconu de la Grințieș și alături o pagină despre un regal spiritual și patriotic de Paști la Grințieș cu o participare extraordinară a părintelui, cântărețului Doru Gheaja. A fost ceva de nedescris acolo, să vezi un om de 82 de ani venit după o mare tragedie în familie, i-a decedat fiica pe neașteptate, să cânte la Grințieș
în curtea unei biserici cântece, cum să vă spun, înălțătoare, nu numai patriotice. Cântece deosebite, plus Cenaclul Lumină Lină, plus alte și alte asemenea materiale pe care le puteți găsi în Mesagerul de Neamț de astăzi. Și acum să ajungem la un subiect extrem de serios. Reorganizarea administrativ-teritorială a României. O să spuneți, bă, ce au ăștia din Neamț cu reorganizarea administrativ-teritorială a României? Ce atâta tevatură la piatră? Las că vorbesc chiar la București. Nu e chiar așa. De ce? Pentru că Neamțul este un județ care are nevoie de o reorganizare administrativ-teritorială. O să spuneți de ce. Păi noi avem comune cu 1200 de locuitori, 1300 de locuitori. Și avem orașe cu 6-7 mii de locuitori. Vine Camera de Comerț prin șeful ei, care spune așa, Camera de Comerț a României, împreună cu organizații patronale, rețineți, patronatele, oamenii care fac România să meargă înainte. Și spun, dom'le, nu se mai poate așa. România riscă să piardă avantajele pe care le are, predictibilitatea și fiscalitatea redusă, spun ei. Mă rog, asta cu fiscalitatea redusă e mai greu de înțeles, dar au argumente. Spune, România nu mai este o destinație atractivă pentru investitorii străini din punctul de vedere al forței de muncă calificate și din cauza retrocedărilor făcute haotic. Se află în imposibilitatea de a oferi terenuri pentru deschiderea unor linii de producție, etc., etc., etc. Ce spune Camera de Comerț? Că ar trebui să avem maxim 15 județe, cu tot cu Bucureștiul. Noțiunea de comună trebuie redefinită ca fiind localitatea cu cel puțin 5.000 de locuitori și redefinirea noțiunii de oraș ca localitatea cu cel puțin 10.000 de locuitori. Vă dați seama că o asemenea propunere aruncă în aer sistemul corupt care ne conduce în acest moment. Pentru că sistemul ăsta corupt, administrativ care există, este făcut în așa fel încât să avantajeze pe cei care în momentul de față conduc România. Dați-vă seama ce ar însemna în Neamț o reorganizare teritorială administrativă în condițiile în care în momentul acesta noi avem doar 15 comune care s-ar încadra la statutul de comună cu peste 5.000 de locuitori. Hai, cu bunăvoință 18, că mai sunt câteva care au 4.200, 4.000, mă rog, mai scoatem câteva liste de alegători vechi și facem 5.000. Dați-vă seama ce ar însemna lucrul acesta. Dați-vă seama că noi avem orașul Bicaz care are, dacă nu mă înșel, vreo 7.600 de locuitori. 8.000, oricum nu are 10.000. Ar însemna că acele comune foarte mici, care s-au desprins din comune mai mari, să revină, să avem zone în care dispar consilii locale întregi, dispar posturi de primar, de viceprimar, de consiliere ai acestora, ăia care sunt angajați de primar direct, fără concurs și fără nimic, de administrator de comună, administrator de oraș, o imensitate de posturi și de funcții care sunt plătite bine și unele foarte bine, dar nu asta este important. Toți oamenii aceia care ajung acolo beneficiază, dacă mă înțelegeți, de avantajele funcției și ale posturilor respective. Ce ar însemna ca Neamțul să nu mai fie centru? Dacă s-ar rezolva chestia asta cu 15 județe, probabil că Neamțul cu greu va mai fi centru teritorial administrativ pentru o unitate teritorială administrativă. Ce ar însemna pentru comune, pentru orașe? Probabil că, dacă s-ar ajunge aici, municipiul Piatra Neamț ar avea înglopate niște comune din jur, la fel și Romanul.
comunele de Săbăoaniu, care are peste 10.000 de locuitori, ar bate oricând Bicazul din punctul acesta de vedere. Ce s-ar întâmpla cu Bicazul? Este tot un oraș, totuși un oraș foarte vechi. Sunt întrebări la care ar trebui să primim răspuns după o dezbatere foarte serioasă, dar nu foarte îndelungată. Pentru că nu se mai poate așa. Pierzi proiecte europene, nu le poți accesa, pierzi fonduri și mai ales pierzi bani aruncați pentru tot felul de șmecheri care stau în funcții degeaba și care nu fac altceva decât să toace banii publici. Vă dați seama că în condițiile astea va fi mai greu și pentru parlamentari? Nu vom mai avea parlamentari de neamț, vom avea parlamentari de 15 județe. Probabil că atunci ar trebui să micșorăm și numărul de parlamentari sau să schimbăm marja la care se alege un parlamentar, să o facem mai mare un pic, pentru că ar trebui să avem o administrație mai suplă, mai ieftină și mai spre folosul cetățeanului. Pentru că, am uitat, oameni buni, administrația asta este pentru cetățeni, nu este pentru băieții deștepți neapărat. Opinia Mesagerului, adică editorialul de astăzi, vorbește exact despre acest lucru din altă perspectivă. Perspectiva viitoarelor alegeri, a rotativei. Știți că ni s-a spus că la sfârșitul lunii mai vom face rotativă, adică PNL-ul cedează postul de prim-ministru și câteva ministere, Secretariatul General al Guvernului nu, și vine PSD-ul care își ia prim-ministru și câteva ministerele de la PSD, la PNL, pardon, și se amestecă acolo și avem din nou un alt guvern. Dar cu aceleași marionete, păpușarii fiind în altă parte. Păi, ce facem noi cu chestia asta? Ce facem noi cu chestia asta? De ce facem rotativă? Ca să se simtă bine băieții ăștia. Să-și treacă în CV niște lucruri. Că în rest nu se schimbă nimic. Iată ce spune colegul nostru, Patraucean, George Patraucean: în mod normal ar trebui să ne baricandăm mental, vine apocalipsa rotativei, dar și cea a alegerilor, când vor fi bombardați cu machete, simulări și chiuituri, bașca concerte prin sărbări câmpenești, în speranța unei ștampile vânjoase în pătrățelul care trebuie. Va trebui să suportăm tirade imbecile despre drumuri, proiecte, schimbare, venite de la tot felul de inși aruncați chipurile în lupta electorală, unde majoritatea fură curent la adăpostul unei cotizații generoase menite să le asigure o respirație relaxată vreme de un nou mandat. Și explică domnia sa de ce este inutilă chestia asta și la final spune: formula imorală a unei alianțe între o formațiune de centru-stânga și una de centru-dreapta dovedește originea comună căutată prin secolul XIX. Cum era aia cu doi brazi dintr-o tulpină? Puneți în locul tulpinei partidul unic și actuala formulă de la timon a patriei este mult mai prietenoasă, mai cu seamă când se afirmă cu seninătate că atât s-a putut, pentru că oiștea proptită în gard, orice oiște proptită în gard, plus alta care mă scoate din sărite, a furat, dar și a făcut. Avem, oameni buni, partidul unic, de fapt. Asta este tendința. Vrem partid unic pentru că partidul unic face ce vrea, cum vrea, cât vrea și își protejează dinastiile de jumecheri care au intrat acolo. Care este diferența dintre alegerile pe care se făceau pe timpul comunismului, când ieșea cu 99% tovarășul deputat, și alegerile de acum, când merge PNL-ul și PSD-ul probabil pe liste comune și vor călca în picioare restul? Rezultatul este cunoscut dinainte, cum era și atunci. Diferența
Nu există, din păcate. Acum aș vrea să încheiem cu un banc, dacă îl găsesc eu din ziarul Mesagerul de astăzi, pe care vreau neapărat să vi-l spun. Încercați să faceți analogie, asta se referă, bancul se referă la profesorul Grigore Moisil, la o oră de curs, la o oră de curs la Facultatea de Matematică. Încercați să-l transpuneți în administrație și să ne gândim, de exemplu, nu știu la ce monstru al administrației publice am avut. Da, să vă spun bancul. Profesorul de matematică Grigore Moisil, la o oră de curs, după ce a citit prostiile pe care le-a debitat unul dintre studenți într-o lucrare, îl cheamă pe respectivul și îl pupă pe frunte. După care îi spune, tu poți să te lauzi la toată lumea că te-a pupat Grigore Moisil în fund, că ăsta nu-i cap. Cam așa este și cu administrația în România. Asta a fost emisiunea de astăzi, oameni buni. Ne oprim aici. Vă dorim toate cele bune, să fiți bucuroși, sănătoși și iubiți. Aveți grijă de dumneavoastră, că nimeni nu are. Aceasta a fost emisiunea de aici, de pe Știri din Neamț și Mesagerul de Neamț în direct. Ne oprim, vă dorim o zi frumoasă.